Primul spectacol pe care l-am jucat aici a fost susținut la Teatru Act și a venit foarte multă lume. Nu speram să fie atât de bine primit. Chiar nu mă așteptam. Dar a fost foarte, foarte bine. Nu știu, poate a fost ziua lor bună sau ceva, nu-mi dau seama, dar... De unde la repetiție erau toți speriați și fricoși, de acolo dintr-o dată au început să comunice cu oamenii de acolo și să se bucure ei de jocul lor și să râdă alături de cei din public. Bine, în convenție, nu aiurea ei de ei. A fost bine, a fost foarte bine. Eu am avut foarte mari emoții, pentru că nu mă așteptam în primul rând ca niște amatori să ajungă la o performanță atât de mare în 3 luni. Cu un curs pe săptămână. Credeam că nu o să putem să scoatem un spectacol care să poată fi privit. Dar iată că am fost la el, nu m-am plictisit, m-a prins, m-a ținut, am râs. Asta a fost foarte bine. Și cu siguranță acum pot să spun că am mult mai multă încredere în mine ca profesor după treaba asta.